Băi, oameni buni, să nu-mi ziceți că doar mie mi se pare că genericul, piesa de intro de la Sirenele, seamănă extrem de tare cu piesa lui Puia și Tudor Chirilă, nu mai știu cum se numește, dar pe bune, ascultați ambele piese, cred că un singur featuring au Puia cu Chirilă și genericul de la serialul ăsta și să-mi ziceți mie că nu seamănă! Bun, să trecem la treabă, suntem la JuiceNet, El Café! Arriba! Aoleu. Cine are chef de un cântec? Mirou. Cred că voi scăpa sucul. Știu ce vrei să spui. Deci, da. Cleo, ascultă aici. E bine? Foarte bine. Mi-amintește de când era Cleo hipnotizată de vraja lunii și era sirenă și știți? Deci ce spui? La fel de rău. Eu? La tine acasă? Prima lecție e pe gratis. Vrei să-mi dai lecții de chitară? Da, absolut, de ce nu? Sunt foarte bun la asta. Da, vrea să te acordeze cumva. Fac o sumedenie de bani în ultima vreme dând lecții. Ei bine, mi-am dorit întotdeauna să învăț asta. Ce? Serios? Da, am o listă, e lângă schimbarea sentimentelor. Oh. Hey. Cred că în engleză suna mult mai dur și mai cool. Nu-mi dau seama acum, dar în română a fost fail total. Oh, minunat, ai adus destule căpșuni pentru că s-au terminat. Am destul din toate. M-am simțit bine aseară. No, ia, da, chiar cum a fost aseară, nebunilor? Poate mai ieșim împreună. Ia, poate mai ieșiți care destul poate. Din toate. Rămâne de văzut. Știi cum se zice, am cine se laudă da. Are mașina mare, cum ar veni, da. No, hai, luați-vă o cameră de frigorifică. Luis! Ce știi despre ceea ce se numește Kichlimbar gri? Nu știu, tu ce zici? Mă amuză că Luis a știut să-l zică pe vocea lui. Doar restul s-a schimbat și fiți atenți, mai zice vreo două replici, după aia revine vocea la loc. Ce este atât de amuzant? Kichlimbarul gri este un mit. Nu există? Ba da, există, deși este foarte rar. Pe internet scria că toate ok, durează mai mult decât credeam, dar stați că îi revine vocea imediat. Efecte magice asupra sirenelor sunt o prostie. Știi ce este de fapt, nu-i așa? Este un fel de parfum. Este folosit în parfumuri. Bine, Kichlimbarul gri vine de la balene. Este ca o minge de ulei solidificată pe care balenele o depun în ocean. Adică caca de balenă? O depun? Prin orificii. Adică o scot pe fundul lor de adică balenă. Da, orificii. Dar de ce întrebi? Chiar, de ce întreabă? Ies cu o sirenă. Sunt interesat de lucrurile astea și dacă are efecte hipnotizante asupra sirenelor, ar putea fi folositor. Alo? Tu ești nesimțit? Tu vrei să-i faci de alea la Ricarda noastră? În adică... anumite situații. Ce vrea să facă perversul ăsta? Dă-mi un exemplu. Nu știu. Ai putea să-l folosești ca să o recâștigi pe Cleo. Hei, am o altă prietenă. Cleo... Termină. Termină. E ca și cum cineva zice că ia uita, ce mișto, ia uite un Lexus super, mașină de lux, așa, și să zici, nu mersi, eu am o super Dacia. Man, iertați-mă, cred că am jignit Dacile. Un BMW. De la vechi, din 90, care scapă ulei. Eu și eu suntem istorie. Nu mai spune. Orice ai gândi, Zane, uită, Kichlimbarul gri este un mit. Asta când îi se pune în cap o obsesie, nu se lasă, dar de ce ar vrea să o manipuleze pe Ricky? Nunță. Da, excelent, Kim, superb. E chiar amuzant. Da, natural. E minoră, man. Ah, bună, Cleo. Cum merge? Cum merge ce? Ce faci aici? Nate mă învață să cânt la chitară. Am fost încântat de entuziasmul ei. I-am oferit o lecție gratuită de chitară. Hei, gratis? Ai spus că mă plătești. Că o plătește? Halul ăla de obsedat e de Cleo. Nate, vreau să ieși afară din casa mea înainte să-i spun tatei că spionezi. Nu e adevărat. Spionezi? Tata, Nate mă învață să cânt la chitară. Asta era racheta aia? Da, așa este. Fica dumneavoastră are un rachetă? Talent născut, domnule. Ce?
Serios? Predai de multă vreme, Nate? A? Nu. Da, da. Îmi pare că nu. De o săptămână. De... Dar n-ar trebui să știi să cânti la chitară înainte să predai lecții de chitară? Ești îndemânat cu chitară în mână. Da, dar nu-mi place să mă laud. Așa că, bine, știi cu ce mă descurc eu, Nate? Cu lucrul ăla? Ce-ar fi să te învăț despre dispozitivele de gunoi? E gratis. Ești bine? Îmi place tot mai mult de domnul ăsta. Deci nevastă sa care l-a înșelat, ultima proastă. Uită-te cum are grijă de fetele astea. Cum îl pune pe prostul satului la... Nu avem oricum nevoie de unghia aia, nu-i așa? Da, n-ai nevoie de... Adică, hai să fii sărăși, ai supraviețuit până în punctul ăsta vieții fără creier. Mulțumesc. Ce-ți mai trebuie o unghie? Aș avea nevoie de o mână de ajutor și aici. Trebuie să curăț canalul de scurgere. Da, nu, trebuie să ajung la o altă lecție de chitară. Mhm. Na, dar poate nu mai vii pe aici. Da. Vreau să fac atâtea treburi grele? Da. Da. Te iubești, da. Deci, ce face restul dimineții, iubita? Fă duș, du-te mai încolo, miroși. Păi, am muncit din greu, am transpirat. Asta nu e transpirație. Puți! Uite. Mai pe românește, man, nu e că ai lucrat aici, nu la asta, în general, Nate, în general. Ce zici dacă alerg până acasă, fac un duș și apoi tu și cu mine mergem să vedem un film sau ceva? Nate, da, ascultă-mă. Asta zic, e acolo. Nu voi ieși niciodată cu tine. E mândru de ea? Deci este un nu. Nu știu de ce se tot bagă în seamă. Adică e Luis, mult sub... Luis! Ce s-a întâmplat? Am găsit! Bă, pe bune, ce se întâmplă? E în concediu! E bolnav actorul Zane? Nu-mi place vocea asta, nu se potrivește cu... Clipuri. Adică vocea e ok, dar nu cu Zane! Pe internet, un dealer local de antichități spunea că este vechi de peste 100 de ani. Zane, nu crezi că ai depășit limita? Am adus asta din curiozitate științifică. Ar trebui să înțelegi asta. Aha. Las că știm noi ce... De ce ai presat căpunta? Miroase a ceva stricat. Păi, e vechi de 100 de ani și e făcut din excremente de balenă. Ia-l de aici. Nu. Ia-l. Oh. Nemaipomenit. Se presupunea că... Știți ce urmează să se întâmple? Acum că a vărsat asta pe el, el se întâlnește cu Cleo, Cleo se îndrăgostește de el, își pierde mințile și o să zică, știți ceva, Zain? De fapt, ia mai dăm niște caca de la de balenă, că... Ia masa de prânz cu Charlotte. Cred că vei mânca de unul singur. Hei, Luis, îmi pare rău că am întârziat. Ce este asta? Stai niștită, nu-i de la parfumul lui, ți-e greață de la sarcină. Pot să-ți explic. Ai prins pește? Nu e vina lui, el mi-a dat mie... Nu-mi pasă ce este asta, dar dacă crezi că voi lua masa cu tine mirosind așa, te înșeli. Gând la gând cu bucurie! Du-te liniștită! Este un mit. Termin o dată cu asta. Îmi pare că nu e mit. Stai numai să te vezi cu Cleo. Ăla nu-i bine că a rămas acolo. Nate. Asta-i Nate. El oricum pute, așa că cu ce îl deranjează că ăsta? Și fii atent că se îndrăgostește Cleo de eu. Ai de viața mea. Asta nu se termină bine. Vai că mi-e groază. Sau Emma! Că Emma e aici la cafe... Mamă, că-i falimentează pe săraci oameni. Așa puternic miroase chestia? Unde și el chiar nu simte? Pleacă! De ce? Poți te rog să vorbești cu Nate și să-l convingi să meargă în altă parte sau măcar să facă o baie? Dar de ce te răstești la Emma noastră animal în puțin ce ești? Cu ce ți-o greșit ea? Du-te tu și zic că tu ești manager! Bună, Emma! Aș vrea să pleci. Dar abia am comandat un suc. De ce nu stai cu mine? Nate,
îți voi spune singură. Veți observa că vocea ăsta e vocea tatălui socru? Niciodată să nu pleci de lângă mine. Vreau să fiu cu tine tot timpul, să fac orice îmi ceri. Dar nu crezi că miros urât? Oh, nu, cred că miros și îmbărbătesc și atractiv și... Acum poate în sfârșit îl scoate aia și totuși. Bine. Sunt absolut fără cuvinte. Deci nu mă așteptam la asta ever. Emma, sunt multe lucruri de făcut la bar. Sunt destul de ocupat aici. Emma, pot să vorbesc cu tine în depozit acum? Liniștește, frățiare, domnișoara are o bine meritată pauză. Eu zic să te potolești dacă nu vrei să iei bătaie. Asta e obișnuit cu cai, cu potcoave, cred că... Hei, Ash, ce are Emma? Aoleu, dar ce ai tu în picioare? Ce... Întreabă-l pe el. Ce cu pantalonii aia, mă, femeie? Știi, aș vrea încă un suc. Vrei și tu unul? Da, te rog. Lasă-mi pe mine să-l aduc. Hei, Cleo. Uitați-vă, vă rog, man, cu... Nici să dormi nu e ok în ăia la cât sunt de urâți. Încă ar trebui interziși prin lege. Ziși, am zis. Ce ziși. Se întâmplă? Interziși. Asta între noi. Cred că dragostea e în aer. E ca și cum l-aș vedea pe Nate cu alți ochi. Nu înțeleg. Emma nu-l suportă pe Nate. Și nici noi. Ceva nu e în regulă. Hei, Nate. Arăți bine astăzi. Pot să stau lângă tine? Da, voi vă dați seama că ăsta e la fel de... Adică e la fel îmbrăcat ca azi dimineață când a făcut alea și a transpirat în ultimul hal. Nu s-a mai schimbat. Sigur. Ce tot spui tu acolo? Nimic. O lăsam pe Emma să se uite la mine. Pot să fac și eu asta? Sigur. Ricky mai lipsește. Chiar aștept să vină și Ricky. Bine, Zane! Deci, băi! Știi că am ratat prânzul cu Charlotte? A trebuit să fac duș ca să scap de miros. M-a lăsat baltă. Fata are simțuri. Da. Unde-i sticla aia? Nu știu, cred că este în spate, pe la masă. De ce? Nu te răzgândești, nu-i așa? Nu. Vreau doar să mă uit mai îndeaproape. Poate să analizez o mostră. Mm-hmm. Dacă n-am ieșit cu Charlotte, poate ies cu Cleo. Charlotte și cu mine suntem fericiți împreună. Cleo da, nu da, este da, în da, cadru. Da. Și de când îți pasă ție? Doar am auzit vorbindu-se. Ce vorbindu-se ce? Ce ai auzit? Nimic. Hei, Zane, așteaptă. Ce ai auzit? Ce ai auzit? Nate, trebuie să vorbim. Despre ce? Hei, e delicat să vorbim între patru ochi. Hei, muchacho. Orice ai avea de zis, poți să-mi spui în fața acestor domnișoare. Suntem cu toții prieteni, nu? Bun. Nate, puți! Îmi alungi toți clienții și vreau să pleci. Ce? Ești, nu pot să cred ce aud. E bine, e adevăr. Ești invidios, ești. Și cum poți să stai atât de aproape de el? Cum mă depășește? Știi ce cred? Că ești gelos. Ce? Hei, fata e perspicace. Emma, uite-te la locul ăsta, e gol. Și de ce este vina lui Nate? Pentru că miroase ca o hienă cu probleme de igienă. Ricky, zi-mi că ce e Ricky. Ce se întâmplă? Yes, mulțumesc. Să o întrebăm pe Ricky, da? Yes. Da. Să te văd umilindu-te și tu. Hei, Ricky, ți se pare că Nate miroase urât? Glumești? Nate este cel mai... Este doar cel mai bărbat dintre toți cunoscuții. Da. Super. Tot ce vreau să spun este să stai deoparte de viața mea personală. Nu sunt în ea. Ultimul lucru de care am nevoie este încă o problemă cu prietena. Mi-ai luat vorba din gură. Hei, Ash, ai văzut o sticluță pe masa asta? Nu. No. Minunat, acum s-a pierdut. Știi, nu o să înțeleg niciodată femeile. Ies odată cu Emma,
ne simțim bine și data viitoare când ne vedem, parcă n-aș exista. Ha? Ha? Cred că treaba asta cu băiatul sensibil nu merge. Fii dur! Adică, uite-te la Nate, tipul ăla n-are creier. Nu e sensibil. Așa. E conjurat de fete. Ce? Aha. Nu mai e cu el la Du-te să vezi cum se linge acolo cu Ricky. Și aha. Cleo. Da, stai. Ce? Tu ești cu Nate? Charlotte. Parcă ar fi hipnotizate. Tu n-ai dreptul să fii gelos. Na. Hipnotizate? Să vă văd. Să vă văd. Devine tot mai ciudat. Deci, de până acum, e episodul meu preferat ăsta. Nu știu dacă e amuzat, că nu vine să zic nimic, bă, dar e super. Știi ce e asta, nu-i așa? Este Chihlimbarul Gri? Nu, ți-ai dat seama singur de asta? Ei bine, domnule, Chihlimbarul Gri este un mit. Păi tu l-ai adus. Ce facem acum? Pe zi l-am mâncat în fund, dar ok. Cum îl poate atinge să danseze pentru el? Ricky? Ce? Pot să ieși afară o secundă? Dansez cu Nate. Da. Nu crezi că e Brad puțin Pitt? Ciudat? Nate este tare. Da. Adică, man, nu stai, v-am zis că tot ce trebuie să facă e să-l iași pe ăsta și să-l arunce în ocean și dispare mirosul, numai că tind să cred că nu o să dispară vraja așa repede și o să arunce după el în ocean, că nu mai gândesc acum și o să le prindă toată lumea. Chiar nu-mi dau seama ce ar putea să facă, decât dacă l-ar lua pe sus și l-ar spăla cu forța. Dar unde-i parfumul? Nate! Am nevoie de ajutorul tău, frate. Necazuri cu barca și tu ești expertul în vapoare. Sunt un pic ocupat aici, prietene. Da, știu asta și nu te-aș fi rugat dacă nu ar fi fost o urgență. Poate altă dată, da? Dar dacă ți-aș oferi să folosești barca pe gratis o săptămână? Cred că aș putea să lipsesc 5 minute. 2 săptămâni. Veți aștepta, nu-i așa, domnișorilor? Oh, Nate, nu pleca. Te rog. 2 săptămâni. Permiteți-o o secundă. De ce nu ne vedem puțin mai târziu pe plajă? Atunci vă pot acorda toată atenția mea. Promiți? Să mă bată, mama, n-am văzut-o niciodată pe Cleo atât de disperată. Sigur. Ne vedem atunci? Ha? Pa, ne mai târziu. Ceau, Neti. Pa. Voi vă dați seama că se uită și copii la serialul ăsta? Deci, vai cât de implicații sunt la mijloc. Aruncă-l în apă. Bine, Nei. Hai, dă-mi eu. Ce? Hai, nu face pe prostul. Nu fac pe prostul. Dă-mi, te rog, sticluța înapoi. Despre ce vorbești? Haide că miroși de la o poștă. Dar de ce el crezi nu că știe de calea de tine? Nu-i zice secretul, de ce ești tâmpit? Deci despre asta era vorba. Asta. Aia. Bine, asta. Ei bine, asta nu are nimic de-a face. Fetele și-au revenit și-au urcat la bordul trenului Nate și sunt o mașină de iubit. Iar voi, băieți, sunteți geloși. Da, ăștia-s doi. Asta este. Geloși cum ar fi? Ăștia-s doi. O să-ți fure ăla în jos, te arunce în apă. Fetele mă plac este pentru că știu să cânt la chitară, știu karate, fac surf pe valuri mari și sunt o mașină de iubire. Recunoașteți, băieți, sunteți depășiți. A zis că e o mașină de iubire. Copiii nu o să-și dea seama ce e mașină de iubire. Chiar sunt curios dacă și-ar întreba părinții. Ce înseamnă mașină de iubire într-un context adolescentin? Bă, dar un pic de violență nu există în serialul ăsta? De ce? Stai! De ce lasă să plece atât de ușor? Bine. Da, și eu. Eu nu dau seama, cum o să scape de toată chestia asta? Cum o să gestioneze toată... A dispărut efectul? A, trebuie să fie aproape de el, cred că. Cât este ceasul? Este deja ora 2. Ce-am făcut toată ziua? Emma! Pot să vorbesc cu tine, te rog? Oh. Și fii atent că asta nu-și mai amintește ce s-a întâmplat. Și ăsta e stresat și gelos, săracul. Uite, știu că ne-am întâlnit o singură dată. Da, și a fost amuzant. Atunci poate îmi poți explica anumite lucruri.
ce lucruri. Ca de exemplu ce făceai acolo? Eram în pauza de masă. Trebuia să fie atât de vulgară? Da. Vrei să mă ascund în timpul pauzei de prânz? Nu știu, poate dacă m-ai fi anunțat ar fi fost drăguț. Ash, iau prânzul la aceeași oră în fiecare zi. Emma, știi despre ce vorbesc și... Nu știe. Dacă vrei să joci jocuri, bine. Nu știe. Nu înțeleg. Săraca. Am ieșit o singură dată și acum se comportă ca și cum ar fi ceva neregulă. Băieții, pot fi atât de sensibili uneori. Hei, fetelor, ce mai faceți? Stai numai să te... Bineînțeles, nu toți. Mie îmi spui? Speram totuși să se mai întâlnească cu Zane până atunci. Să-i fi explicat. Deși Zane o merită, Cleo și Emma mai puțin, dar Zane merită ca Ricky să fie îndrăgostită de ăsta. Ce să-ți spună? Să-mi spune cum ai reușit să ai un corp atât de frumos. Da. Ți-a fost dor de mine? Da. Cui a fost cel mai dor? Mie. Mamă, zici că suntem la grădiniță. Hei, fetelor, să nu ne certăm. Educatoarea și copiii. Pentru toată lumea. Cine vrea să nuate? Eu! Ce? Stai, man, nu! Fără notat, nimeni nu vrea să nuate. Aia, și unde sunt fetele? Nu știu de ce. Emma nu ți-a spus unde pleacă? Nu spune nimic. Hai, trebuia să fi văzut unde s-au dus. Spre plajă. Pe plajă. Bine, atunci mergem și noi pe plajă. Că plaja, cât zi, e un loc unde 5 metri, că în rest peste tot e plaja acolo, men. Ăla nu e un semn, nu e un punct de revedere. Aoleu, că intră în apa astea. Vai că intră în apa astea. Poți descoperi și animalul ăsta, hey! Ca astea sirene. Sper că n-aveți nevoie de costume. Oricum, de baie. Deja sunt o grămadă care știu. Oh, știu sentiment. Hei, prima care nuată până la geamandură și înapoi, mă poate săruta. Eu sunt mai rapidă. Nu, eu sunt mai orat. Rapidă. Fetele, orat. Putem înnota împreună. Orat. Haideți mai repede, hândrălăilor! Stop! Partea bună e că se îndepărtează ăștia și nu o să mai simtă mirosul. Veniți cu noi chiar acum sau veți regreta asta? Hei! Băieți, trebuie să treceți peste toată treaba asta cu gelozia și să înfruntați realitatea. Fetele sunt moarte după Nate. Nu-i așa, domnișoarilor? Dă-i pace, capa de mare nu spală parfumul atât de ușor. Da, un pic se mai ia, dar îl simți. Tot e pe piele. Ce facem aici? Nu funcționează aici? Așa. Cred că apa mă i-a spălat chihlimbarul de pe el. Termină cu prostiile. E greu de explicat, dar ai fost atrasă de Nate. Toate ați fost. Mm-hmm. Uitați-i pe flyerii aia, fetelor. Să și oare cui e vina? Da, bravo. Duceți-vă să notați acum. Repede. Așa mai merge. Da. Bine. Și cu Nate ce facem? Nate, dacă chiar crezi că te plac, ești un idiot, să știi. Nu, idiotul e Zane e idiotul. Dacă nu aș avea trei fete frumoase care mă așteaptă. Fetelor? Da, sunt moarte. Am murit înnecată. Stai neștet. Uite și parfumul. Ia-l și distruge-l, dobitocule! Numai probleme ai făcut, Zane Bennett! Cine ar fi crezut? Câteva picături din chestia asta urât mirositoare. Nu-ți face griji. Voi avea mare grijă de asta de acum înainte. Mm-hmm. Ce, vrei să-l păstrezi? Știm cum funcționează acum. Câteva picături din astea ar putea... Să-ți rezolve problema cu Cleo? Nu încerca să mă aduci la nivelul tău. Suntem doar prieteni. Și nu ești nici măcar... Și atunci de ce vrei să-l păstrezi? Să o faci să cadă la picioarele tale. De ce vrea pe cineva care să facă tot ce vrei tu, dar nu pentru că vrea ea? Ia uite pe mea. Lois! Mamă, să-mi... Bă, dar zi... Aici erai. Te-am căutat peste tot. Zici că e mămica a patru copii. Nu te mai joci cu sticla și aia cu bentița aia și cu... Nu am renunțat.
Așa, arunc-o, 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 arunc-o. Bun. Apa aia n-ar fi trebuit să sune așa când se lovea, că era din... În fine. Dat o bară pentru că ne simțeam atras. A golit sticlusa de parfum și se auzea ca și cum turna o sticlă de apă de 5 litri în altă apă. Chestia aia nu s-ar fi auzit cum pica în apă, pentru că era și distanță și... M-am dus într-o zonă foarte tehnică acum, așa e că nu ne pasă nimic. Ok, scuze. Se de nimic. Cred că mi se face rău. Nu cred că știți voi... L-am sărutat, da, mi-așa? Chiar n-o să-i zică nimeni? Trebuie gura pentru orice eventualitate. Adevărul lui Ricky? Oh, nu, ce panorama a fost zei? De ciudat. Ce-am făcut în fața lui? Nimeni n-o să le zică totuși de ce erau îndrăgostite de Nate? Sper că nu rămâne așa, că e chiar aiurea. Hei, Ash. Oh, bună. E totul în regulă? Da, afacerea a luat amploare, acum că prietenul tău, mirositor, a plecat. Da, în legătură cu asta, e greu de explicat. Părea destul de evident. E un fost prieten sau ceva? Nu chiar, doar că ne cunoaștem de mai multă vreme. Așa te port cu toți prietenii vechi? Nu. Îmi pare rău, o putem lua de la capăt? Sunt și alte lucruri ciudate în trecutul tău de care ar trebui să știu? O, adică, na, că știi că am chestia asta, că dacă mă uit sau ăsta, că coadă, dar nu, adică nu mi se pară... Nu. Aha. Vine atunci. Totuși nu e ok că se termină aici. Chiar ar trebui cineva să le zică cât de jegos a fost Zayn, de ce au fost îndrăgostite de ăla și... Adică chiar nu o să-și pună întrebări? De ce s-au purtat ciudat și... În fine. În fine, o las așa, aștept părerile voastre în comentarii. Chiar sunt curios. Like, share, subscribe și ne vedem data viitoare.